ultimul rând, domnului Arsene, editurii, mulțumesc și muzeului că ne găzduiește în această seară. N-aș vorbi prea mult, deoarece sper să o facă pentru mine cartea. Aș spune numai o anecdotă care se leagă de ceea ce domnul Arsene spunea referitor la un optimism. Pentru că se spune uneori, un optimist este un realist insuficient informat sau ceva în genul acesta. E bine, eu am încercat să mă informez. Am zis, poate optimismul meu este exagerat. Și legat de acest optimism exagerat, scurtă anecdotă, se petrecea acum vreo 2 ani la primul congres mondial de construcții francofone aflat la Paris. Și eram la prezidiu, prezentam Bucureștiul și am spus în felul următor. Având în vedere că Parisul este o metropolă mondială, suntem bine informați, avem biblioteci, avem centre culturale în toată lumea și despre arhitectura și urbanismul Bucureștiului nu știm mai nimic, înseamnă că, de fapt, eu nu am mare lucru să vă spun în seara aceasta. Vreau să vă spun că un public cam ca cel adunat acum în fața mea era pe picior de plecare. Și am spus, dar stați puțin să vă dau câteva date. Și când am început să le spun, am simțit că și mie mi se face puțin pira de găină și mă întrebam dacă vorbesc despre același București. Și încep să spun, dar știți că la 1865 Bucureștiul face prima străpungere de tip osmanian, e vorba de Bulevardul Academiei continuat, după cum știm, cu câțiva ani înaintea Romei, înaintea altor orașe, precum Bruxelles, Madridul, abia pe la 1900 face așa ceva. Lângă mine avem un profesor italian, desigur, care începuse să fremete. Spun, dar știți că Bucureștiul realizează primul său concurs internațional de urbanism cu o participare absolut prestigioasă în 1906, cu 2 ani înaintea Berlinului, cu 13 ani înaintea Parisului sau altor metropole, deja stupoarea era aproape generalizată. Desigur că am sărit peste câteva etape pe care o să le sar și acum în speranța că le veți citi mai curând în carte decât în vorbele mele, dar ajung în 1939, când la expoziția internațională de la Liege, Bucureștiul ia medalia de aur pentru canalizare și premiul mare al întregii expoziții pentru lucrări edilitare. Stupoarea era mare în sală, și, din păcate, aceste lucruri nu sunt popularizate suficient în afara țării și poate și la noi în țară. În acest sens, am încercat să mă informez pentru dumneavoastră, deci să nu fiu numai un optimist dezinformat, ca să pot veni cu niște date. Pe de altă parte, realitățile actuale le constatăm pe pielea noastră și sunt semnalate de destule organisme și organizații. Și din această cauză, cartea încearcă să propună și niște măsuri care sunt de tip legislativ și operativ, care să ne scoată din aceste probleme și nu numai să ne tânguim din cauza acestor probleme. Și cu aceasta, scurta mea introducere sau paranteză s-a încheiat.